Domnul Paraschiv, ați anticipat corect, un meci greu ați avut astăzi la Cornești. Da, un meci greu, mă așteptam să fie greu pentru că știam ce probleme avem. Din păcate nu reușim să ne motivăm pentru asemenea meciuri și mai mult decât atât avem foarte multe probleme la nivel administrativ. Din păcate ne-a fost poate o surpriză tuturor. Trebuie să jucăm în continuare în Cupa României, ceea ce înseamnă bani în plus. V-a trecut glonțul pe la ureche, a fost foarte aproape de o înfrângere astăzi la Cornești. Da, era oarecum o înfrângere anticipată și poate pe undeva meritată. Echipa gazdă a jucat în nota sa, foarte bună, foarte agresivă, dar totuși o echipă de Liga 4. Au fost momente în care flacăra cam dezamăgit astăzi. Da, e normal să fie așa, având în vedere că am schimbat numai puțin de 8 jucători, au plecat cei cu experiență, au venit jucători foarte tineri care au jucat la nivel inferior și acest lucru nu are cum să nu să nu-și pună amprenta asupra jocului. E clar că ne va trebui o perioadă mai lungă de acomodare, dar sper să o facem cât mai repede. Și în primul rând pentru ei, că sunt tineri și o să vedeți în continuare o echipă extrem de tânără în care cel mai în vârstă va avea 23-24 de ani. Calificarea putem spune că este a lui Alin Neguț, iată debut salvator practic pentru Neguț la Flacăra. Da, mă bucur foarte mult pentru el. Este un copil care pe mine m-a impresionat de la primul antrenament la Flacăra Moreni și confirmă încă o dată, dacă mai era nevoie, că cel care muncește la un moment dat va avea și răsplata bine meritată. E un copil care muncește enorm, care, așa cum l-ați văzut și astăzi, își dă efectiv, ghilimele de rigoare, viața la fiecare antrenament. A fost un final electrizant, s-a trăit cu sufletul la gură, a fost aproape să pierdeți calificarea la acel penalti ratat de Cornei și ați dat lovitura pe final. Până la urmă, fotbalul e frumos și a fost un derby onorant. Exact, a fost un meci frumos pentru spectatorii neutri, în primul rând, pentru spectatorii sau pentru băncile tehnice mai puțin, pentru că e clar că suferim enorm la multe lucruri. Sper să reușim să le punem la punct, dar în primul rând să ne liniștim cu tot ceea ce înseamnă probleme în club și abia după aia putem spera la mai mult. Despre ce probleme vorbiți? Ați tot vorbit probleme administrative. Sunt probleme de bucătărie internă, n-ar rost să dezvolt subiectul. Important e ca echipa să nu fie afectată, dar din păcate sunt lucruri adiacente care n-au rost să discutăm acum. Probabil le vom face cunoscute la momentul oportun, dacă le vor persista. Cum vedeți derbiul cu Alinoasa din campionat? Tot se bate monedă pe acest derby. Din păcate, pentru mine, derby sunt între echipele de tradiție sau între echipele care se bat pentru primele locuri. Din păcate, nu cred că în momentul de față echipa mea poate, decât poate pe prisma echipei de tradiție, se poate bate în acest derby. E clar că cu siguranță vom domina cel puțin în tribună. Cum ați făcut-o și astăzi, Galeria Borenale și-a făcut datoria. Și-a făcut datoria în ciuda unui joc pe alocuri jenant, pentru că ăsta este cuvântul potrivit al echipei noastre. Au ținut să-i încurajeze și să le arate într-adevăr ce înseamnă fani adevărați. Pentru mine a fost o surpriză mai mult decât plăcută, deși mă așteptam, dar totuși, prestând un asemenea joc și să fii încurajat, înseamnă că oamenii chiar iubesc Flacăra.